Partidul Democrat Liberal Dâmbovița a lansat, în săptămâna ce a trecut, numai prin presa controlată politic, un pretins comunicat care, pe fond, este expresia unei ranchiune politice cu care ne-a obișnuit, dar și dezamăgit în același timp. Considerăm că PDL Dâmbovița și-a manifestat o reacție exagerată vis-a-vis de votul unanim obținut în recenta conferință municipală a PSD pentru organizarea unui referendum urmat de alegeri anticipate în municipiul Târgoviște, atât la Consiliul Local Municipal, cât și pentru funcția de primar. Întrucât nu dorim să coborâm ștacheta politică sub nivelul acceptat de public, îi asigurăm pe liderii PDL dâmbovițeni că în organizația municipală PSD, disciplina de partid și ierarhiile politice sunt respectate de toți membrii. Disputele personale dintre politicienii PDL și unii dintre colegii noștri nu pot influența în niciun fel proiectele politice de genul referendumului care vor să schimbe climatul economic, social, politic și cultural în municipiul Târgoviște și să-l reinstaureze pe cel democratic atât de viciat în ultimii 2 ani prin comportamentul liderilor PDL. În concluzie, nu înțelegem îngrijorarea liderilor PDL privind deranjul pe care l-ar aduce un referendum democratic în municipiul Târgoviște, atâta timp cât sondajele de opinie fabricate în laboratoarele lor politice și publicate în presa de serviciu le sunt exagerat de favorabile.